După o dezbatere lungă, guvernul britanic a aprobat acordul pentru Brexit de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană. Potrivit premierului Theresa May, acordul este cea mai bună versiune care a putut fi negociată. My approach throughout has been to put the national interest first. This is a Brexit that delivers on the priorities of the British people. I believe with every fiber of my being that the course I have set out is the right one for our country and all our people. Premierul a mai declarat că actualul acord redă Marii Britanii controlul asupra legilor, banilor și granițelor sale. De asemenea, documentul încheie jurisdicția Curții Europene de Justiție în Regatul Unit. În timp ce Theresa May privește pozitiv aprobarea acordului, președintele Consiliului European a declarat că nu împărtășește entuziasmul premierului britanic și că știa de la bun început că în urma Brexitului vor avea de pierdut ambele părți. Brexit is a lose-lose situation and that our negotiations are only about damage control. Finally, let me say this to our British friends. As much as I am sad to see you leave, I will do everything to make this farewell the least painful possible, for you and for us. Alături de Donald Tusk s-a aflat și Michael Barnier, negociatorul șef al Uniunii Europene, care a recunoscut că mai sunt multe de făcut. Cel mai probabil, liderii se vor reuni pe 25 noiembrie într-un Consiliu European extraordinar pentru a aproba acordul. Între timp, lira sterlină pierde din valoare. Valuta britanică a scăzut joi cu aproape 2% față de dolar și euro, înregistrând cel mai amplu declin zilnic din octombrie 2016. Demisiile mai multor miniștri din cabinetul condus de premierul Theresa May au reaprins temerile privind o ieșire haotică a Marii Britanii din Uniunea Europeană peste 4 luni și jumătate, transmite Reuters. Acordul pentru Brexit urmează să fie ratificat ulterior de Parlamentul Britanic, Național și European, înainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 29 martie 2019.